Anul trecut, în plină pandemie, mă aflam într-o comunitate mare de 600-700 de membri, un centru universitar puternic din România, și între servicii divine am fost abordat de unul, de altul, ca să aflu din gurile lor că există o tensiune destul de incandescentă, conflicte de opinii. COVID, vaccin, antivaccin, nu e COVID. Și erau tabere destul de proeminente, fiecare având 1, 2, 3 lideri care aveau ceva grade pe umăr. Și unul mă întreabă, frate, ești conspiraționist? Ce să zici? Am și eu o antenă care culege surse relativ credibile. Am auzit și eu destule suspiciuni legate de pandemie, de vaccin, de antivaccin, deci nu sunt de o tabără sau de alta, din capul lucrului vă spun. Deci n-am menirea aceasta și nimeni de la învon n-ar trebui să aibă menirea de a împărți lumea în bun și răi. Dar cunosc, de exemplu, cum lideri din toată lumea, chiar dacă aparțineau unor, știu, sisteme deosebite, africani, americani, sud-americani, din Caraibi, din Europa, toți repetau Build Back Better. Este un refren, un slogan, care văd că a unit lumea asta într-o mișcare globalistă. Așa ceva nu s-a întâmplat, fiecare are personalitatea lui, fiecare are amprenta etnică, culturală și acum toți vorbesc o limbă. Am auzit, de exemplu, despre proiectul Forumului Economic Mondial și anume condus de Klaus Schwab, în care a detonat o petardă, nu vei deține nicio proprietate și vei fi fericit. You will own nothing and you will be happy. Adică este un slogan care pare să fie aplaudat. Vom fi deprivați toți de tot ce avem și vom fi fericiți. Am aici un fragment rostit de președintele Statelor Unite la 21 martie 2022. 21 martie. Și ca să mă conving, l-am căutat și l-am auzit cu urechile mele într-un clip care a fost detașat dintr-un discurs amplu. Spunea el, știu că la nivelul economiei mondiale ne aflăm într-un punct de inflexiune. Și nu numai la nivelul economiei, ci al întregei lumi. Asta se întâmplă odată la 3-4 generații. Din 1946 am construit o ordine mondială liberală, fapt care nu s-a întâmplat de mult timp. Și acum, atenție, acum mor o mulțime de oameni și în acest moment suntem aproape de haos. Este momentul în care lucrurile se schimbă dramatic. În lume se va produce o nouă ordine mondială, iar noi o vom conduce și vom uni tot restul lumii prin această acțiune. Parcă se împlinesc cuvintele din Apocalipsă, capitolul 13, când e prezentat în versetul 11, cred, balaur, fiara care strigă din pământ și care are pretenție să fie hegemonul, domnul, stăpânul acestei lumi. Noua ordine mondială, vă spun, este o istorie care a apărut odată cu primul dolar american, hârtie. Nu știu dacă ați văzut ce scrie pe un dolar, e un triunghi, mă rog, în semnele masonice, nu asta mă interesează, dar acolo scrie Novus Ordo Seculorum, noua ordine mondială. Este un proiect vechi pe care l-au sprijinit, știu eu, grupări oculte, iar acum se pare că este flamura care unește globul, globalizarea, într-un efort, într-o perspectivă de a fi un singur guvern mondial, o singură lume
multicoloră, o singură religie, o singură economie, o singură politică și o singură monedă. Și aceea virtuală. Ce să zici? Dacă spui la întrebarea, ești conspiraționist? Dacă spui da, cade foarte rău și nici nu știu dacă e corect. Dacă spui nu, intri în categoria paranoiei. Este ca în vechea legenda lui Scila și Caribda, în cartea Odiseea, apar doi monștri într-un punct de strâmtoare care s-a descoperit a fi strâmtoarea Messina. Este între între Calabria, ultimul punct al Italiei în sud, și Sicilia. Și este o strâmtoare foarte gustă. Și pe o parte e Scila și pe alta e Caribda. Și vasele, pe vremuri, zona aceea e destul de furtunoasă, bat vânturi puternice, se izbeau, ba de Scila, ba de Caribda. Și acum ești între două rele. Ce spui? Ești conspiraționist? Nu sunt conspiraționist? Care să fie poziția corectă? Iar intenția mea, cu ajutorul lui Dumnezeu, este să ne găsim locul corect în această dilemă. Trebuie să vă spun, prin istoria vieții mele, sunt anticonspiraționist. Și am să vă spun. Nu m-am născut într-o familie creștină. Ba da, erau creștini cu numele, dar nu erau practicanți. N-am știut de Biblie, de rugăciune, de Tatăl nostru, de biserică. Nu mergeam niciodată, nici tata, mama și ca tare, eu și fratele meu mai mare, n-am mers. Tatăl meu, deși nu era un religios, avea totuși valori. Și a imprimat în noi virtuțile, disciplina, și a făcut totul ca în copilăria noastră să vedem o lume roz. Mi-amintesc câteva scene atât de frumoase din copilărie în care cred că puteam să spun, o lume, ce frumoasă ești! Și am crescut cu acest simțământ accentuat că sunt într-o lume fericită. Ne ascunsese tata că fusese închis la Aiut, la pușcăria grea, pentru că a fost confundat cu un legionar, 6 luni a stat închis. Și apoi a fost urmărit, pentru că în epoca comunismului timpuriu era banditul de inginer. La data aceea, tot cine era intelectual era periculos. Și clasa muncitoare căuta să scape de intelectual, lumea care gândește. Aici trebuie să muncești, nu să gândești. Era sloganul. Tata a suferit destul de multe nedreptăți, el fiind un inginer foarte bun și niciodată n-a primit recunoașterea. La ora actuală are un stand la Muzeul Inginerului Român, e standul lui tata, care a avut și el contribuții. Dar când m-am făcut mai mare, am descoperit că lumea aceasta frumoasă are totuși un subsol de unde vin miasme. Și am putut să descoper conspirații în timpul anilor de liceu. Ba, colegii față de alții, ba, profesorii față de un elev, un licean indezirabil. Am putut să văd că lumea aceasta nu e chiar așa de frumoasă și că există antagonismul. Și antagonismul niciodată nu vine pe față ca un dușman onest. Eu sunt antagonul tău, hai la luptă dreaptă. Ci întotdeauna este disimulat, apare ca prieten sau nu-l vezi și deodată te lovește din spate. Și dintr-un anticonspiraționist, am început să văd, să mă convingă realitatea că, de fapt, chiar dacă nu accept conspirațiile totuși există. Sigur, la diferite niveluri, în diferite proporții.
La ora actuală, multe persoane consideră lumea încă benignă, bună. Și dacă se întâmplă evenimente ca războiul din Ucraina, ele se întâmplă pur și simplu, fără intenție și fără plan, exact ca meteorologia. Vine o ploaie, nici n-au prevăzut-o înțelepții de la stație și ne udă până la piele. N-a fost o intenție să vină ploaia, n-a fost un plan, un program. Iar cei care gândesc în felul acesta, probabil că nu vor înțelege viața sub nicio culoare. Aș vrea să definesc termenul conspirație. După dicționar, este o intrigă, o mașinație, un plan secret, atenție, și intrigile sunt secrete, nu sunt pe față, pentru a îndeplini un scop rău, malefic sau înșelător. Am intrat pe internet ca să descoper multe site-uri care ridiculizează conspirațiile și sunt convins că pe drept cuvânt o grămadă și altele care scot la lumina zilei conspirații confirmate oficial. Dacă intrați pe internet, veți găsi acolo 80 de conspirații ale lumii sau 13 mari conspirații sau conspirații care s-au dovedit adevărate. Și din ele am selectat câteva ca să vedem dacă conspirația este doar un balon de săpun sau are și o oarecare consistență. Vreau să vă spun că ceea ce vă prezint nu este din epoca conspirației lui Brutus contra lui Cezar, anul 44 înainte de Hristos. Deci nu discut de datele acelea care sunt și alea conspirații, dar, mă rog, în lumea lor au schimbat puțin fața Imperiului sau a Republicii. Vă spun evenimente în care statul a fost implicat, în care a tăgăduit tot timpul că n-are niciun fel de implicare și după ani de zile au ieșit la suprafață mărturiile. Prima, cred că n-ați auzit de proiectul Tuskegee. Le-am cules din istoria recentă americană, pentru că America e cea mai transparentă țară și acolo oamenii spun pe față când se află. În alte părți, în zona europeană, nu o să găsești această disponibilitate a oficialilor. Timp de 40 de ani s-a derulat acest proiect în care au fost luați 600 de negri săraci, jumate bolnavi de sifilis, jumate neafectați, deci neatinși de morb. Și s-au făcut experimente pe ei, cei sănătoși au fost injectați cu sifilis. Iar acest lucru s-a petrecut sub oblătuirea guvernului din statul Alabama. Și din 1932 până în 1972 a continuat tocând vieți de oameni. În 72 s-a produs dezvăluirea jurnalistică, cei care nu mai erau inițiatorii, dar erau totuși guvernanții și știau, au făcut mea culpa și au trebuit să plătească milioane de despăgubiri. Ce-i asta? E o conspirație? A doua, n-am să insist mult, dar trebuie să vă dau câteva date. Este conspirația MK Ultra. Între 1950 și 1970, timp de 20 de ani, CIA, Scientific Research Division, deci Diviziunea de Cercetare a CIA, știți ce este CIA-ul? Central Intelligence Agency, Agenția Centrală de Spionaj, de Informații. CIA-ul a plătit pușcării, spitale, universități, ca să conducă experimente în primă
în premieră absolută, să vadă efectele drogurilor pe oameni, să vadă efectele hipnozei, a izolării, a torturii și a drogurilor. Peste 30 de universități au fost implicate, au fost multe victime, au fost persoane chiar intelectuali care au fost drogați fără să știe și unul dintre ei, de unul știu, s-a sinucis, s-a aruncat de la etajul 2. Iar toate acestea s-au făcut o conspirație, s-au făcut sub controlul sau monitorizarea înaltelor oficialități. În 1973, simțind că lucrurile se strică, directorul CIA-ului a ars documentele și el nu mai știa nimic. În 1977 s-au dat mărturii în Congresul American și s-au făcut publice toate aceste teribile lucruri. A treia, proiectul Northwoods. În 1962, când războiul rece atingea un punct climactic, când Cuba devenise pintenul URSS-ului, care vrea să amenințe cu bombe nucleare strategice America, statul major american, deci iarăși este o instituție cu mare forță, statul major american, a venit la președintele John Kennedy cu un proiect, se chema Northwoods, în care își propunea să creeze diversiuni, de exemplu, să producă un carnagiu într-o piață publică, într-un square, adică să pună niște oameni deghizați în cubanezi, să omoare oameni. Doi, să dinamiteze vase americane, să scufunde bărci și șalupe de cubanezi care vin, care fugiați, Cuba e aproape de Florida, care vin, care fugiați în America, și să arunce măgăreața pe Cuba, ca să aibă pretext să intre în război, să cucerească Cuba și să elimine amenințarea Rusiei. Imaginați-vă, Kennedy a zis, nu, nu sunt de acord. Dumnezeu să fie lăudat că a fost un om care a spus, nu putem face asta, e imoral. Păi toate conspirațiile sunt imorale, dar ci că sunt profitabile, merg. În 1977, în Congresul American, s-a deschis dosar în legătură cu această teribilă și murdară conspirație. Mai am trei, aveam vreo 10, dar le-am eliminat. În 1990, în fața Senatului, apare o fată de 15 ani pe nume Naira. Era o fată din Kuwait, o fată inteligentă, care a depus mărturie în fața Senatului, că a văzut cu ochii ei cum soldații irachieni, care au invadat Kuwaitul, au aruncat copii, au scos copii din incubator și i-au omorât, i-au călcat în picioare și multe atrocități. În funcție de această mărturie, care a fost la mâna întâi, guvernul american a avut pretextul de a invada Irakul. Primul război din Golf. Ce s-a aflat ulterior este că această fată era fiica ambasadorului cuveitian în America, în Statele Unite. Și că totul a fost o fabricație foarte interesantă ca să ofere un pretext. Conspirație. Hai să vă citesc un fragment din cartea pe care a publicat-o David Rockefeller. Poate despre el ar trebui să vorbim mai mult, dar nu e interesant și nu la serviciu divin. Ascultați ce scrie în cartea Memoria, apărută în 2002, la pagina 405. Unii chiar cred că fac parte dintr-un clan, lucrând împotriva intereselor Statelor Unite. Și mă caracterizează pe mine și familia mea, spune Rockefeller, ca conspirând cu alții din lumea largă, ca să construim o structură politică și economică globală, o ordine mondială, dacă vreți. Dacă aceasta este acuzația,
atunci mărturisesc că sunt vinovat și sunt mândru de aceasta. Vă place? Tot el, nu el, el a fost la originea constituirii unor organisme destul de necunoscute, destul de netransparente, secrete, dar cu o anumită față vizibilă, se numește Council of Foreign Relations, CFR, CFR. Este masa rotundă, comisia trilaterală, iar toate acestea întrunesc în vârful lor, în conclavul lor, cele mai puternice națiuni cu liderii cei mai reprezentativi și acolo se hotărăsc multe lucruri. Ascultați un fragment dintr-un document al, e drept că e prin anii dinainte de al doilea război mondial, dar este un principiu la care îi țin. Citesc. Pacea nu este în interesul unei societăți stabile. Chiar dacă s-ar putea realiza pace durabilă, mai mult ca sigur că n-ar fi interesul cel mai mare al societății. Războiul este parte a economiei. Este necesar să se conceapă o stare de război. Guvernul n-ar putea exista fără război, iar statele naționale există pentru a face războaie. Războiul a servit ca funcție vitală pentru a înlătura agresivitatea colectivă. Recomandăm înființarea de structuri pentru a emula funcția economică a războiului. Vă place? Iar ce se întâmplă dincolo de Siret? Să nu credeți că este o întâmplare ca meteorologia, fără intenție și fără plan. Există atât de multe lucruri pe care nu le cunosc, nici nu vreau, care însă pop-up, apar la vedere când și când. Aș vrea să vă spun de ultimul lucru. Un medic, prietenul meu din Anglia, mi-a trimis un articol medical în una din cele mai faimoase reviste, publicații medicale. Se cheamă The British Journal of Medicine. Deci, jurnalul britanic al medicinei. Este top. Sunt rare asemenea publicații. Un articol a apărut în 6 martie 2022, deci recent. Iar titlul articolului se chema, citesc mai întâi în engleză, The Illusion of Evidence-Based Medicine. Iluzia unei medicine bazate pe dovezi. Iar în articol de 2 pagini aproape, 1 pagină jumate, 2 autori cu PhD-uri și cu multe recomandări, deplâng faptul că medicina la ora actuală este capturată efectiv, adică cercetarea medicală este capturată de interesele pieții farmaceutice și că industria medicamentului dictează rezultatul cercetărilor conform intereselor lor. E un articol în British Journal of Medicine, adică e un articol dureros și ca să apară, înseamnă că și alții au crezut că e necesar să fie publicat. Dragii mei, dacă aceasta este lumea în care trăim, dacă într-o lume atât de frumoasă, roză, în care am crescut, descoper șerpi, scorpioni, atunci nu cumva trebuie să fiu conspiraționist? Și am întâlnit o altă atitudine. De la negarea totală la isteria conspirațiilor. Știați că apa e otrăvită ca să muriți? Oare? Știați că știința mistifică lucrurile, ați auzit de pământul plat? Pământul e plat! Tot ce spune știința este fake! Ați auzit că medicamentele toate sunt făcute să ne omoare? Acum, rezonabil fiind, un medic mi-a spus că orice medicament e toxic, adică e ceva străin în corp, dar corpul are sisteme de a utiliza ca proteze în disfuncții fiziologice sau poate să le elimine. Dar toate medicamentele sunt crimă, sunt
sunt mijloace de ucidere. Dar trecem la conspirația care ne vizează cel mai mult. Voi știți că biserica e plină de masoni, iezuiți, de... Da, da. Știați că eu am apărut într-o imagine editată ca și cardinal? Nu râdeți? Știți ce înseamnă un cardinal? Adică totuși, oamenii nu știu. Cineva s-a jucat și ca la butaforie mi-a pus chipul într-o imagine interesantă. Conducerea este invadată de oameni care vor din interior să dinamiteze biserica. Dragii mei, orice argument s-ar aduce în această paranoia sau în această isterie, eu pun o singură întrebare. Unde e Dumnezeu? Adică e doar lumea celui rău? El își face de cap, face ce vrea el? Oare nu este un stăpân suveran care stă la butoane? Care e în control? Oamenii aceștia care gândesc că totul trebuie să fie conspirație, uită ce scrie în Apocalipsa 7:1, de exemplu, cei patru îngeri care țin vânturile. Sau uită ce scrie în Matei 8:31. Este o scenă când cei doi demonizați din Gadara se întâlnesc cu Hristos. Și spune că la un moment dat, vă citez, dracii, apropo, ce făceau? Rugau pe Iisus să le dea voie să intre în porcii aceia. Deci vă dați seama că nu fac demonii, nu face diavolul ce vrea. Iar biserica asta, sau e biserica lui Hristos și ele capul, sau mă sinucid. Era în 1992 când a venit în România fratele Thorp. Cine l-a prins pe fratele Thorp? Deci a fost o acțiune în care eu răspundeam pe felia mea și Brett Thorp, eu eram secundul lui în ceea ce făcea, s-a planificat o evangelizare amplă și așa mai departe. Tot atunci, un prieten din Statele Unite care ne-a vizitat pe noi, închideți geamul acela, deschidem dacă vreți altul, da. Fratele Thorp, acest prieten al meu, se întorsese din Statele Unite ca să-mi spună de un frate adventist pe nume John Arabito. John Arabito, un australian destul de înstărit, care a produs nu știu câte 30 ceva de casete, erau pe vremea aceea, casete de băgai în video, în aparatul video, în care dezvăluia lucrarea iezuiților. Și după ce au apărut casetele și au circulat prin lume, el avea și avion personal, el și fiul său au urcat în avion să plece undeva și avionul s-a prăbușit. Conspirație. Și am întrebat pe fratele Thorp, frate Thorp, ce știi de John Arabito? Uite, așa și așa am auzit. El s-a uitat la mine, a luat o față severă și a spus, Lucian, asta e business-ul tău? Asta e preocuparea ta? Oricine se bagă în a scormoni în zona ocultă, ajunge să vadă numai dragi, numai trădări, numai... Și uită de misiune, că nu mai are curaj, se teme, toți de aici sunt, mă urmăresc. Și cazi în paranoia. Și a spus, do your job, fă-ți treaba ta, tu vestește Evanghelia și lasă astea deoparte. A fost o palmă pentru mine care m-a echilibrat. Pentru că de atunci am început să nu mă mai ocup de paranoia în care mintea este atât de generoasă și atât de imaginativă, creatoare, încât pot crea sisteme foarte logice, dar false.
Tot ce v-am spus eu cu aceste mișcări subterane, care există, oameni buni. Și când zic că există, mă bazez pe un lucru. Lumea nu este un spațiu, un Eden roz, cum am crezut eu în copilărie. Dacă citiți 1 Ioan 5 cu 19, dacă are ceva Biblia, aș ruga frumos să o deschidă și să citească cu voce tare. Uite, văd aici câțiva băieți. 1 Ioan 5 cu 19 este un text fundamental care mă obligă să am o anumită atitudine. Cine a găsit, se scoală, te rog. Tare. Toată lumea zace în cel rău. Nu știu dacă înțelegeți. Lumea aceasta este, într-adevăr, într-un sos pe care îl pregătește cel rău. Numai că noi suntem în această lume și noi nu facem parte din ea. Și Dumnezeu e deasupra. Lumea însă, și lumea, când zic lumea, nu mă refer la populația globului, ci la un sistem numit lumea. Un sistem care cuprinde oameni, o cultură, o mentalitate numită lumea, un spirit al veacului numit lumea. Nu lumea pe care atât de mult a iubit Dumnezeu, lumea, nu oamenii, ci un sistem. În Apocalipsa 12 cu 12 spune: vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a pogorât la voi cuprins de o mânie mare. Și eu știu că noi ne aflăm într-o alt fel de conspirație. Iar tot ce am văzut noi, aceste organisme, aceste, știu eu, societăți secrete, sunt doar degetele păpușarului. Dar eu n-am treabă cu degetele. Și nici nu-i cazul să intrăm în discuția acestora, că nu avem surse. De unde știi că sursele tale sunt chiar autentice și nu sunt o dezinformare planificată ca să creeze teamă, frică, angoasă? Vreau să mă refer la adevărata conspirație. Dragii mei, unul din adevărurile centrale ale Bibliei pe care Biserica Adventistă îl promovează și parcă este exclusiv al adventismului, este concepția despre marea luptă. Când vezi lucrurile în alb și negru, adică într-o tensiune continuă între două sisteme, alb și negru, atunci înțelegi toate cuvintele Scripturii și toate ofertele lumii altfel decât dacă am fi într-o lume unipolară, cu un singur pol. Dar lumea are doi poli. Și cine sunt cei doi antagoniști? Hristos și Anticristul sau Satana. Numai că vă rog, țineți cont, dacă aceștia sunt cei doi vectori, lupta nu se duce așa. Pentru că n-ar putea exista o luptă între un boxer și un melc. Ce s-ar întâmpla dacă un boxer și un melc s-ar lua la bătaie? Păi, și nu mai e melcul. Gândiți-vă că diavolul nu-și face de cap, el este doar un tolerat, îngăduit cu un anumit scop universal. Și că îi cere voie, dracii rugau să le dea voie. Dar sunt totuși doi vectori. Și în ce constă lupta? Și atenție! Doi cavaleri pentru aceeași fată. Lupta nu e între cei doi, ci lupta este pentru aceeași fată. Fata ești tu și eu. Fata este conștiința, mintea mea, inima mea, alegerea mea. Și fiecare își oferă marfa, cât de convingător sau cât de opulent ar dori. Bătălia e pentru tine și pentru mine. Și aceasta este ultima conspirație, cea mai profundă conspirație. A trebuit să conduc discuția plecând de la conspirații clare ca să ajung la această adevărată, singura conspirație care trebuie să ne intereseze. Și în ce constă această bătălie? Care sunt ofertele? M-aș limita la două zone sau la două direcții ale
conspirației. 1. Idolii. Am să vă explic. Noi suntem aici, ne-am născut pe pământ, suntem învăluiți de încercări și de probe, suntem într-un atelier care are un singur scop. Mântuirea. Dumneavoastră sunteți aici în biserică pentru că mântuirea este planul lui Dumnezeu, finalitatea jertfei Domnului Hristos. Să fim mântuiți. Dar în ce constă mântuirea? Nu să ne ia, să ne ducă în cer. Nu, ci să ne schimbe exact răutatea cu care ne naștem, inima. Iar schimbarea inimii e un program nu de zi cu zi, de minut cu minut. Eu sunt egoist, eu sunt rău, știu. E ca din plămădeală contaminată, virusată, dintr-un izvor de egoism care vrea competiție, vrea conflicte, vrea să fiu cel mai mare, să devin oaia lui Hristos, să devin un copil născut din nou. Diavolul știe asta și el vine cu contraoferte, idolii. Aș numi trei categorii: intelectualism, materialism, senzualism. Vreau să mă înțelegeți bine. Idolul este orice pasiune, orice dominantă care îmi suge atenția primară, care mă canalizează pe un drum. Ce faci, frate? Oh, sunt atât de ocupat. De ce? Păi am două geaburi, dar iese banul. Și ce vrei? Păi vreau și eu să-mi fac casă, vreau să fac o cabană la mare, vreau. Oamenii au planuri, dar planurile acestea sunt diversiuni. Eu cred că trebuie să avem grijă de familia noastră. Cred că trebuie să muncim, dacă e nevoie, și două geaburi ca să-i ținem pe oameni. Dar nu ca să ne concentrăm ca scop al vieții materialismul, posesiunea. Aparține tot egoismului. Vă dau un alt caz. Hai să încep. În 1995, în China, la Beijing, a avut loc al 5-lea congres al femeilor din lume. Este un eveniment organizat sub oblăduirea Organizației Națiunilor Unite, ONU. Rămâneți stupefiați. Dacă aflați, puteți deschide geamul dacă vreți să. Mulțumesc frumos. Dacă aflați care este agenda, sigur, agenda foarte mare, eu m-am uitat în ea, am parcurs-o mai atent sau mai în general. Ascultiți-vă urechea. În document se dorește să existe mai puțini oameni și mai multă satisfacție sexuală. 2. Promovarea planului alternativ homosexual pentru a nu fi copii. 3. Încurajarea copiilor să experimenteze sexul din școală, prin programul școlar. 4. Ridiculizarea religiilor care se împotrivesc prin mentalitatea lor, prin mesajul lor acestui program. Un autor, un jurnalist, în 1997, la 2 ani după Congresul Mondial, a publicat o carte numită The Gender Agenda, Agenda Genului, în care dezvăluie o teribilă conspirație, nu politică, ci de schimbarea mentalității. Și acum înțeleg eu de unde această generoasă inundare a internetului cu pornografia. E un plan, nu e o întâmplare. Ascultați. În 2015,
una din publicațiile din ziarele prestigioase din Austria, numită Die Presse, lua un interviu ministrului, era o doamnă, ministrului de educație a Austriei, în care ea promovează educația sexuală trebuie să înceapă încă din grădiniță. Trebuie promovat pornografia în clasă și sextingul, adică dezbrăcarea fetițelor în fața băieților, sau invers. Școala n-ar trebui să predea valori, ci să promoveze plăcerea și satisfacția. E program, oameni buni, e conspirație. Ar trebui să se facă eforturi pentru a bloca influența părinților. Pentru că părinții au o cultură, au o morală. Trebuie cumva să-i blocăm prin școală. Iar în unele țări, copilul e obligat să meargă la grădiniță sau la școală, sunt de la 8 dimineața până la 4 sau 5. Părinții cât mai puțin cu ei. Eu ce vă spun e din experiență. O mamă s-a dus la ora 1 sau 2 să-și ia copilul acasă și a zis, nu vă putem da, obligatoriu trebuie să stea până la 5. Dar sunt liberă. Nu, ăsta e programul. Iar dacă nu intri în sistemul acesta, ai destule neplăceri. În 2020, Kimberly Ells este o distinsă CEO, o fată foarte inteligentă, care a lucrat cu ONU, cu UNICEF și cu UNESCO, a publicat o carte, deci acum 2 ani, numită The Invincible Family, Familia Invincibilă, în care dezvăluie planurile oculte ale ONU. Dragii mei, noi suntem într-o lume care e cufundată în cel rău. Noi nu putem să stăm primind orice. Dacă pe televizor sau pe internet se promovează ceva, noi înghițim că e oficial. Până și în magazine se descoperă că sunt atât de multe lucruri dăunătoare, dar se face promovare. Până în 1960, aproximativ, 66 sau 62, medicina promova tutunul. Pentru că marile companii de nicotină, de tutun, sponsorizau diferite companii medicale și aceștia scriau articole favorabile. Tutunul ajută la, știu eu, ast sau la nu știu ce. Aș vrea să ascultați două citate din Spiritul Profetic. Demonii iau în posesie oamenii. Asta e conspirația, ultima conspirație. Simțurile, nervii, organele acestora sunt dominate de agenți supranaturali pentru a-și îngădui cele mai ticăloase patimi. Publicat în 1908, în manuscrisul 115. Știți ce înseamnă aceasta? Că Dumnezeu a descoperit profetului său faptul că senzualismul va fi, până la urmă, marele as din mâneca celui rău. Un alt fragment. Aceste suflete amăgite se află în cea mai abjectă robie a voinței demonilor. Ele n-ar putea să se potrivească voinței demonilor. Marea libertate promisă celor pe care înșală diavolul este sclavia neputincioasă a păcatului. Astăzi o să avem o temă interesantă, dependențe periculoase. Nu știu dacă este vreo dependență nepericuloasă. Poate una singură, relația de Hristos. Da. Bun, continui. Ne aflăm într-o conspirație antispirituală. Și dacă primul punct, și mă rezum din cauza timpului, sunt idolii, tot ce te domină, fie muzica, sunt în relație cu un tânăr, nu-i dau numele, care spune, am făcut toate mizeriile din lume, am intrat în ocultism, în spiritism, în păcate, în perversiuni și vreau să scap. Dar zic că mă torturează muzica, pentru mine muzica a fost patima. Apropo, dacă citiți cartea numită De la magia neagră la Hristos, de Doreen Irwin, ea a fost regina vrăjitoarelor. Ea știe ce însemnează diavolul, că l-a văzut. Și ea povestește în carte că există demoni specializați. Adică nu există
demoni răi, răi, dar sunt ca și în medicină, specializați pe specialități, pe subspecialități. De exemplu, demonul tutunului, demonul posesiunii materiale, demonul lăcomiei, demonul, a mâncării, o altfel de lăcomie, fără limită. Sunt demoni și demonii aceștia știu care e călchiul lui Ahile la mine. V-am spus acesta, idolul este primul plan al conspirației ultime, adevărate. Al doilea plan, și aici iarăși voi spune doar câteva gânduri care trebuie să fie o temă întreagă, conspirația care afectează spiritul celor care nu intră în idolatrie. Deci e categoria fraierilor care sunt prinși de câte o momeală din vârful undiței și alții care sunt spirituali și care zic, noi nu cu... pentru ei am ceva. Am descoperit în mine, și mulțumesc lui Dumnezeu că îmi descoper noi și noi aspecte negative care mă conduc la pocăință și la smerenie, am găsit în mine că eu sunt negativist. Și ca să vă spun ce înseamnă asta, am să vă citesc din Zaharia, capitolul Zaharia, imediat, capitolul 7, cu versetul 17. Vă rog, țineți minte și poate vă oglindiți în propria mea experiență negativă. Nici unul să nu gândească în inima lui rău împotriva aproapelui său. Stai. Veneam cu trenul spre București. Compartimentul destul de gol. Și la vreo 12 rânduri în fața mea, stăteam față în față cumva, un bărbat, să fie avut 50 de ani, cu gura la urechi. Ce a găsit el atât de vesel? Vorbea cu o doamnă. De ori de câte ori m-am uitat, timp de poate o jumătate, o oră, din când în când la el, era cu gura la urechi. Și că ăsta e nebun. Și odată mă bate pe umăr domnul și spune, ce faci? De ce îl judeci? De unde știi că n-are un motiv? Dar omul e înclinat să vadă în rău. Ori de câte ori te întâlnești tu, egoist, cu oricine, prima ștampilă, prima impresie este, trebuie să fie negativă. Uită-te la el cum, uită-te la ea cum, totdeauna negativ. Și îmi dau seama că este păcat, porunca spune, să nu gândești, nu cu tare, cu voce tare, în inima ta nu stăm bine, criticismul. Iar criticismul acesta, dragii mei, e cu atât mai periculos când începe să vorbească cu voce tare. Ați auzit? Biserica m-a dezamăgit. Sunt oameni nespirituali. Și continuă. Poate că are omul care critică, care se crede profet, să rostească cu putere adevărul. De fapt, un ciocan care distruge. Negativismul, criticismul este planul al doilea al marii conspirații ca să n-ai încredere în nimeni. Mă sună cineva, vreți să-mi spuneți de ce a fost exclus Ghiță? E un nume fictiv. Și eu zic, dar de ce întrebi? Ai vorbit cu pastorul? Da, dar n-am încredere în nimeni. Păi atunci nici nu spun, că ce spun eu, tot n-ai încredere. Adică oamenii care n-au încredere în nimeni se află, cred că, de partea celui rău, în conspirația negativă a diavolului. Au căzut pradă. Dragii mei, Dumnezeu este dragoste. Iar dragostea sau devine principiul vieții mele, că sunt rău, sau sunt pierdut. Nu există altă condiție a celor mântuiți decât o inimă schimbată. Și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-mi descoperă noi leiere sau planuri
în care îmi dau seama că sunt rău și am nevoie de Hristos, de Duhul Lui și de sângele Lui. Trăim într-o lume scufundată în cel rău. Fiți alerți! Cel care știe adevărul marei lupte nu poate fi decât conspiraționist, dar nu conspiraționist de genul politic, extern, vizibil. Mergeți pe partea spirituală. Acolo este marea și ultima conspirație. Și cei doi vectori se luptă pentru aceeași fată, iar fata sunt eu și tu. Să-mi ajute Dumnezeu, nu vă mai citesc altceva, să-mi ajute Dumnezeu mie și dumneavoastră să fim pe adevărata poziție în acest amalgam de tensiuni și să îl alegem pe Hristos și orice conspirație faptică ne-ar cuprinde să găsim resurse să-L mărturisim pe Hristos. Amin? Amin. Amin.